Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și ne găsiți și pe YouTube la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi zi de zi. Discutăm astăzi despre provocările, să spunem, pe care primarii din comunele din județul Hunedoara le-au avut în ultima perioadă. A fost un concurs destul de dur, să spunem, acela al proiectelor. Au fost foarte multe oportunități, foarte multe proiecte pe care aceștia au putut să le acceseze. Pentru unii dintre ei a fost mai ușor, pentru alții mai complicat, dar important este să vadă cei din comunitate că lucrurile se schimbă. Asta ne dorim cu toții, o schimbare în bine până la urmă. Ne dorim drumuri asfaltate, ne dorim apă, canalizare, gaz și toate cele necesare pentru a aduce un trai cât mai ușor, să spunem, măcar din acest punct de vedere. Vedem astăzi care este situația proiectelor, dar și ce se va întâmpla în viitor în comuna Sălașul de Sus. Iar pentru a afla toate aceste lucruri, l-am invitat astăzi alături de mine pe primarul de aici din comună, pe domnul Ioan Vlad. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt multe provocări, așa cum spuneam puțin mai devreme. De-a lungul timpului am discutat cu foarte mulți primari și de comune și de orașe, municipii din județul Hunedoara. Pentru unii a fost mai ușoară această luptă, să spunem, această bătălie a proiectelor, pentru că în unele situații există și un concurs, cumva, la nivel național. Dacă ne gândim și la proiectul pentru introducerea rețelei de gaz, spre exemplu, și județul Hunedoara a avut destul de multe proiecte, nu toate au fost câștigătoare însă și la fel se întâmplă și cu celelalte proiecte, fie că vorbim de apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. Care este situația în comuna Sălașul de Sus? V-a fost complicat să atrageți fonduri pentru comunitate, aș spune eu în primul rând? Da, nimica nu e ușor, dar cu muncă și cu sprijinul colectivului din primărie, cu sprijinul cetățenilor, că până la urmă lucrăm pentru cetățeni și pentru toată comunitatea, cu tot ce ne transmit, noi încercăm să inițiem proiecte, să ducem la bun sfârșit ca să putem să le satisfacem nevoile. Cum spunea și dumneavoastră, toate proiectele care se depun este pe concurs de proiecte, adică pe punctaj sau pe mai nou pe primul venit, primul servit, pe timp și dacă nu îndeplinești aceste criterii, chiar dacă le pregătești să le depui, rămâi pentru următoarea sesiune dacă se mai deschide, dacă mai rămân bani. Ce pot să spun că la noi în Comuna Sălașul de Sus, cum spuneați și despre rețelele de gaz, am prins trenul care a trebuit pentru toată Comuna Sălașul de Sus, nu pentru un sat sau două. Avem și avantajul că între localitățile Ohaba de Supiatru și Sălașul de Jos ne trece conducta de gaz. Ne trec, de fapt, două brua și cea normală la transgaz. Deci a reprezentat un avantaj, să spunem. Ne putem branșa, dar costurile au fost mai puține, adică stația SRM-ul va veni la aproximativ 20 de metri de conducte, deci nu necesită kilometri întregi, cum sunt la alți colegi primari. Bineînțeles că și dânsii au primit finanțare. Și noi am primit, se lucrează de anul trecut, lucrăm și acum, și acum lucrează constructorul. Care este stadiul lucrărilor în ceea ce privește acest undeva proiect? În jur de 60% executate din rețele. Am venit, știți topografia Comunei Sălașul de Sus, am venit din partea de către munte, către stația, către SRM-ul. De satele de la poalele muntelui sunt făcute rețelele în satele respective. Practic ați pornit cu ce este mai greu. Am pornit cu ce este mai greu ca și lucru, ca dar și am pornit cu ce este mai ușor ca și dobândire de autorizație și avize. Pentru că cum ne apropiem de stație, trebuie avize de la Transgaz, trebuie avize de la drumurile naționale când ne trece drumul DN66, trebuie avize de la CFR-ul și atunci am început de unde am avut avizele, adică obținute mai ușor, am împărțit proiectul în trei autorizații pe bucăți ca să putem lucra, că dacă stăteam după una singură, probabil nici astăzi nu eram apucați de
nu ne puteam apuca de lucru. Veșnica problemă a primarilor, avizele. Avizele, acestea, da, vă îngreunează de cele mai multe ori chiar demararea unor proiecte și îngreunează în sensul că pot dura de la câteva luni la 2 ani, poate, unele dintre ele. N-am ajuns la ani, dar la luni am ajuns și eu la sălașul de sus. Da. Mai sunt colegi de dumneavoastră din județ care ne-au spus aici că a durat și un an, poate chiar 2 ani până au obținut anumite... Nu-i contrazic, la fiecare topografie a locului și sistemele care trec pe acolo de rețele de apă, canalizare, energie electrică, probabil îngreunează mult. No. Noi am fost în parteneriat și suntem în parteneriat cu Sfântă Mărie Olea și Comuna Sfântă Mărie Olea și Barul Mare. La Barul Mare tot așa sunt mai avansați. Eu primarul de la Barul Mare a avut extindere, au mai avut rețea de gaz, noi n-am avut deloc, Sfântă Mărie deloc, la Sfântă Mărie. E problema ce spuneați dumneavoastră cu avizele la colegul primar, pentru că el are și barajele, are mai multe acolo și atunci s-au amestecat toate și greu au obținut autorizația. Am discutat cu dânsul și el în faza acum avansată de licitație să dea drumul la lucrări. Nici dumneavoastră nu ați trecut hopul acesta cu totul, pentru că spuneați că mai aveți nevoie de avize și de la cei de la CFR, de la Drumul Național. Deci n-o să întâmpinăm, numai că e procedura de verificare, probabil, la dâns și comisii și cu zonele de protecție și cu tot ce ține de bucătăria fiecăruia. Dar acest proiect va trebui finalizat până când? Inițial, când am semnat proiectul, când l-am avut pe POIM, trebuia să-l finalizăm până în 31 decembrie 2023. Deoarece nu s-a putut finaliza, că au durat prea mult etapele acestea cu avize, cu obținerea tot felul de acte, s-a închis vechea legislatură de proiecte, s-a deschis noua legislatură, se etapizează. Adică s-a făcut o situație cu ce s-a lucrat, ce s-a decontat, s-a transmis, așteptăm să mergem din nou să semnăm actele pentru etapa 2 în nou program de finanțare, cu diferența care mai este de executat. În ceea ce privește, pentru că orice lucrare, chiar și în ceea ce privește introducerea rețelei de gaze naturale, înseamnă și disconfort, înseamnă poate și afectarea infrastructurii rutiere, spre exemplu, a trotuarelor acolo unde ele există. Nemulțumire cu siguranță există, poate și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră atunci când ajungeți în acele zone. Aveți proiecte sau v-ați gândit să depuneți proiecte și ulterior, după finalizarea acestui proiect, pentru a veni așa și cu un covor asfaltic poate proaspăt și a repara toate lucrurile care s-au stricat, să spunem așa, între ghilimele, după acest proiect? Prin proiectul cu gazul este prins și reparația la ce se strică, asfaltul. Acum am o colaborare foarte bună cu firma care execută și cu dirigintele de șantier și cu proiectantul, cu toată lumea. Am încercat să facem cât mai puțin deranj și cât mai puține stricăciuni la covorul asfaltic. Adică am încercat, dacă unde ne-a permis terenul și legea, adică cu stasurile că trebuie să fie la 1,5 metri de beciurile oamenilor, la 1 metru de țevile de canalizare, fiind toată comuna cu rețea de apă și canalizare, trebuie să respectăm niște stasuri, am încercat să facem cât mai puține stricăciuni. Disconfort, cum spuneați dumneavoastră, acum e ca așa la o gospodărie, dacă faci ceva într-o cameră, normal că scoți toată mobila afară și o să fie un disconfort. No, în toate satele au fost, nu pot să zic că nu au fost probleme, dar nu au fost probleme care să nu se poată rezolva, au mai fost probleme care s-a depozitat pe un gard sau s-a atins un gard, totul s-a reparat, toate țevile de apă și de canalizare, dacă au fost atinse sau stricate, s-au reparat, deci n-au avut nicio problemă. Nu au lăsat nici constructorii în urmă. Am avut, o singură problemă am avut-o la Râul Alb anul trecut, pe o rețea de apă, n-au găsit o mufă care trebuia pentru branșare și a rămas de pe o zi pe alta. Acolo a fost un pic proprietarul, m-a sunat și a zis că a rămas fără apă și în 24 de ore, deci următoarea zi s-a remediat. Deci nu rămâne nimeni fără apă și fără canal. Și cu disconfortul acum, de exemplu, și astăzi se lucrează în Zăvoi și în Mălăiești, se sapă, se introduc țevi, se cară material, se aduce material, oamenii au înțeles, cum să zic, cunosc situația, informat, pentru că din 2010, din 2008, de când a început prima dată cu rețele de apă și de canal,
tot s-a săpat, tot s-a introdus, oamenii sunt obișnuiți, adică na, aici se creează, eu zic că mai puțin disconfort de clare țelele de apă, pentru că țelele de gaze sunt mai mici, se sapă cu cupă mai mică și nu e chiar atât de mare disconfortul. Acum au înțeles și sunt bucuroși oamenii, chiar aveam la un moment dat, mai mă întrebau pe unde mai mergeam, dar chiar o să branșeze oamenii, eu zic că o să branșeze, pentru că este o alternativă bună la lemn, mai ales că noi suntem în Parcul Național Tezaș, avem o grămadă de restricții acolo la tăieri, la păduri și compostratele și primăria și atunci și eu acasă și majoritatea, pe lângă ce primim bonificația de unde suntem din compostrate sau de unde o primim, cumpărăm lemne. Și lemnele sunt destul de scumpe, sunt destul de greu de găsit, chiar dacă pică pădurea pe noi, probabil ne se aduce lemne din altă parte de unde îl cumpărăm. Și atunci un calcul făcut, un metru cub de lemn adus acasă, tăiat, crepat, lăsat un an să se usuce ca să dea randament, după aceea cenușe și tot acesta, și cu un metru cub de gaz, eu zic că... Prețul e posibil să ajungă cam tot pe acolo. Confortul, prețul e la fel, dar te scoate confortul, adică la gaz merge centrala, nu mai ai nicio problemă, mai ales să centrale ultime digitale, te le programezi din... Telefon, exact, oriunde te afli problemă. Poți să... Da, oamenii chiar o să se conecteze, probabil nu toți din prima, că așa au fost și la rețelele de apă și de canal, au avut rețineri că trebuie să plătească, nu ne conectăm, nu știu ce, vremurile se schimbă și... În ceea ce privește aceste branșamente, oamenii vor fi nevoiți să plătească... Ce anume? Să se branșeze de la poartă, cum se spune, să facă instalația aceea până în gospodărie sau care este? Deci rețeaua de gaz pe proiect este până la gospodărie, până la poartă, inclusiv cutia și cu contorul care va fi montat. De la contor și până la aragaz și centrală, că vor avea posibilitate două focuri, nu două branșamente, deci un singur branșament, adică până în gospodărie și două focuri în două locuri, va trebui să suporte fiecare, va trebui să suporte proiectul în sine, că se va lucra pe proiect, trebuie făcut un proiect, plus țeava și manopera, firma care o execute, că nu poate să o execute oricine, fiind gazele fiind cu regim special, atunci trebuie o firmă autorizată. Fiecare cetățean va trebui să-și găsească propria firmă cu care să lucreze sau aici veți putea interveni, poate să-i sprijiniți sunt ca în o discuții, singură firmă da, care să fie pentru... Sunt în discuții avansate cu o firmă și mi-a promis 100% că o să inițiem cât de curând de procedura de să vedem cât ar costa toate gospodăriile la unison, proiect făcut pe fiecare în parte și branșamente la fiecare pe metru liniar ca să poți să transmit la cetățenii. Eu zic că oricum va fi mai ieftin decât dacă își face fiecare proiectul lui. Adică ai o certitudine că vine cineva și o ia de la ca și cu rețeaua de gaze care se introduce. O ia de la numărul 1 dintr-o localitate și termină la numărul 1000 în altă localitate și toți vor fi branșați. Acum, bineînțeles că poate la momentul respectiv nu toată lumea va dispune de bani ca să plătească proiectele respective și branșamentele. Iată, poate și prin intermediul acestei emisiuni oamenii care, unii dintre ei poate nu știu exact cum funcționează lucrurile din acest punct de vedere, poate vor avea timp până când se finalizează acest mare proiect să-și mai adune bănuți și la finalizarea acestui proiect să reușiți mare parte dintre cetățeni să se și branșeze. Eu așa sper că de aceea am și umblat că toată lumea a venit și m-a întrebat exact ca și dumneavoastră ce se va întâmpla după, cum procedăm, ce facem, unde mergem. Satele, cum știți dumneavoastră, sunt cam îmbătrânite și mai greu să plece proprietarul de acasă, copiii sunt plecați, dau telefoane, cum să facem acolo și atunci am încercat să vin în sprijinul lor și chiar am găsit firma care a zis că o să facă... Deci o să-i ajutați o să-i ajutăm. Și din acest punct de vedere. Am mai primit o întrebare la un post de televiziune ca și la dumneavoastră că ce interes am ca să fac lucrul acesta? Interesul meu, adică probabil se referă... Ce interes aveți să-i ajutați pe oameni? Nu, sau? Interes, probabil interes între ghilimele să iau niște bani, să bag în buzunar sau ceva de genul ăsta. Cine știe la ce se făcea referință? Am spus, interesul meu este să ajut, cum spuneți dumneavoastră, cetățenii, pentru că, până la urmă, ei sunt beneficiarii finale. Degeaba noi, ca autorități locale, aducem tot pe stradă
și de fapt nu se concretizare, adică nici apă nu e în gospodărie, nici canalizare, nici gaz, nici astea. Sunt de înțeles și acești oameni, cum spuneați, majoritatea au o anumită vârstă, sunt singuri foarte mare parte dintre ei și nici măcar nu știu unde ar trebui să meargă, la cine ar trebui să apeleze și atunci un astfel de proiect ar rămâne practic fără o finalitate. Și nu sunt multe firme autorizate care să facă proiecte pe gaz. Pentru că v-am zis, cu regim special. Da, exact. Nu e ca și la proiectele pe construcții, toată lumea face proiecte că are un curs de nu știu ce. Deci aici, nu, și cum ziceți dumneavoastră, probabil e mai greu de găsit proiectantul, vine până la sălaș și spune că te costă nu știu cât transportul, te costă nu știu ce, mai vine nu știu odată, el îți face proiectul, spune, bă, mai departe caută-ți o firmă care să ți le execute, tot autorizată. Și atunci firma cu care am discutat zicea că va face și proiectarea și execuția. Acum să vedem și prețurile, că prețurile mi-a zis că nu vor fi ca cele pe piață, adică care se practică individual. Să sperăm că va fi și așa, dacă nu, atunci fiecare trebuie să o ia. Eu cred că nu vă veți lăsa și veți găsi și o altă firmă, poate, dacă în cazul în care nu, aceasta că firma este, potrivită și pentru buzunarul oamenilor. Da, firma este serioasă, am avut colaborare cu firma respectivă, adică nu sunt oameni care astăzi vorbim una și mâine am uitat ce am vorbit, că până la urmă vorba bătrânilor, mai de mult până scriai pe hârtie, era vorba și strângerea de mână. Și mai găsim și azi oameni care mai merg și pe principiul acesta, adică dacă astăzi vorbim ceva, putem să facem mărtire și pe sonant, că tot aceleași lucruri rămân. Adică rămâne nu, vorbă. Da, nu se schimbă. Practic, după finalizarea acestui proiect, în toate satele din comuna Sălașul de Sus va exista și gaz? În toate gospodăriile. Între timp, de când am pregătit proiectul, de acum vreo 4 ani de zile de când ne-am apucat de lucru cu implementare și cu toate celelalte. Apropo, de când ne-am apucat de proiect, vreau să fac o paranteză, să informez cetățenii comunei Sălașul de Sus că mai nou am auzit că se vehiculează peste tot, cineva umblă cu ce nu trebuie, cu informații false, că toate proiectele care sunt în derulare și tot ce se face e de pe vremea lui domnul fost primar de acum 12 ani de zile. Eu nu cred că domnul fost primar acum 12 ani de zile a avut proiectele toate într-un dulap și acum eu le scot de acolo, că nici nu știa ce linii de finanțare vor fi, ce se va întâmpla. Să nu uităm cum este Angel Salini, da, spre exemplu. Da. Recent, gazul, PNRR-ul. Deci gazul nu a fost proiect în România până acum pe gaz, pe POIM și pe tot pe Angel Salini și toate celelalte. Așa că cetățenii, eu zic că sunt destul de maturi, din ăștia răspândași, din ăștia care n-au ce face să spună ce nu trebuie și dacă vreau să verifice, îi aștept la sediul primăriei să vadă când s-au semnat contractele, când au început măsurile respective, să vadă că de fapt nu este așa cum să răspunde zvonurile. Am făcut ca și o mică paranteză. Și până la urmă, și dacă ați fi continuat anumite proiecte ale fostului, ale foștilor primari, dacă ele sunt proiecte bune, ele sunt proiecte care să aducă un plus valoare comunității, nu văd de ce nu ar continua până la urmă orice primar acele proiecte. Am continuat. În primul mandat am avut niște proiecte de la fostul coleg primar, de vechea administrație, le-am continuat, le-am dus la bun sfârșit, oamenii sunt mulțumiți. Eu zic că pe lângă toate celelalte proiecte care le-am inițiat, eu zic că e un lucru foarte mare să primești un proiect care este în derulare și să ai capacitatea să-l poți duce la bun sfârșit, pentru că se schimbă primarul, se schimbă conducerea, ba mai mult am pățit-o pe o rețea de apă și de canalizare, s-a schimbat și constructorul, pentru că a intrat în insolvență, a intrat în faliment și a rămas cu rețea neterminată și am fost la un fir de păr ca să se închidă tot. Și asta și până la urmă am găsit soluții. Deci de aia zic că sunt multe lucruri care dacă doresc să le faci, le poți face. Adică ori fost administrația dinainte, nu mai mă interesa ce ori făcut. Eu ce fac eu, alea se închidă și se ducă de a. Nu, eu gândesc altfel. Adică trebuie să ducem, cum spuneți dumneavoastră, pentru cetățeni să beneficieze. Ei sunt beneficiarii finali. Așa că asta e. Aici suntem. Cine vrea să verifice orice, se găsesc actele la primărie, toate documentele. Și poveștile știți astea cum e, de la... domnul primar, nu mai este mult până 9 iunie și deja încep să se ascută cumva cuțitele, așa, între ghilimele, spus bineînțeles, pentru viitoarea bătălie electorală care va exista și atunci este firesc sau nu știu dacă este chiar atât de firesc să se întâmple aceste lucruri, pentru că în primul rând ar trebui să existe contre pe proiecte, pe idei, pe ceea ce
ați făcut ceea ce vreți să faceți și ceea ce vor să facă și alții până la urmă. Că asta ar trebui să fie, de fapt, și să vedem într-o campanie electorală, mai puțin viața personală a personajelor care sunt în prim plan, dar avem experiența atâtor campanii electorale și cunoaștem cum procedează anumite persoane. Va fi una destul de interesantă din acest punct de vedere. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile în ceea ce privește alegerile care, iată, vorbim de alegeri comasate, europarlamentare, alegeri locale? Da, eu zic că cetățenii sunt receptivi și chiar sunt încântați că o parte din ele s-au comasat. Așteptau probabil să fie comasate mai multe, cu deplasările la urna de vot și la celelalte. Și cum spuneți dumneavoastră, toată campania electorală care se face trebuie să o faci cu cărțile pe față și cu ce vrei să faci pentru comunitate. Nu să-i bași de vina primarul care e în funcție sau primarul care a fost sau eu știu ce mai a fost viceprimar. Deci vin în fața cetățenilor și spui, domnule, asta pot să fac eu, dar din păcate aveți experiența 90%, poate mai bine dintre campanii electorale, se vede cu cine umblă primarul, dacă are amantă, dacă și-a făcut concediu pe nu știu unde, de unde sunt banii, ce-a făcut, de unde o cumpărat și altele și altele și altele. Nu este acum nimic greșit dacă sunt arătate și lucrurile care poate n-au fost legale, să spunem, și au fost exemple și sunt în continuare, pentru că ele trebuie arătate, trebuie și pentru asta sunt instituții abilitate să facă acest lucru până una alta, așa că și această parte, să spunem că nu este neapărat total greșit, doar că de acolo și până a ataca copii, mame, părinți, soții și așa mai departe, e cale lungă. Da. Cum e atmosfera acum înainte de campania electorală în comuna Sălașul de Sus? Eu zic că este bună. Oamenii toată ziua sunt printre ei unde se lucrează la rețelele de gaz sau alte proiecte ce mai am pe acolo sau alte intervenții unde mai am. Discut cu ei în permanență că toată lumea zice începe campania electorală, mai ai o lună de zile. Nu. Campania electorală a început în 2020, în 27 iunie seara după ce am fost ales primar. Aia e prima zi de campanie. Dacă stai până acum cu o lună de zile înainte să te duci la oameni, ce să le spui? Ca și cum ai îngrășat porcul cu o săptămână înainte de Crăciun. Nu se întâmplă. Adică campania electorală e din următoarea zi. Ce faci pentru oameni? Cum te văd oamenii? Cum te percep? Și cum îi percep tu pe ei ca să poți să le îndeplinești dorințele? Așa o văd. Și eu zic că destul de, din punctul meu de vedere, așa îi simt că e destul de ok. Adică e o stabilitate și acum o să fie candidați de la toate partidele, de la toate formațiunile, că este normal, nu suntem dictatori, cum era odată. Dar, na, eu zic că totul va funcționa, vom continua mai departe acolo în echipa care suntem. Pentru că veți candida din nou pentru un nou mandat. Și vom duce la bun sfârșit proiectele care sunt începute, proiectele care le-am pregătite să deschid următoarele sesiuni, cum spunea și dumneavoastră, că pe lângă anul, că e an electoral, e și an de foc pentru proiecte s-au deschis și se vor deschide o mulțime de linii de finanțare și atunci trebuie și cu alegerile, ca și primar în funcție, trebuie să organizez scrutinurile, să pun la dispoziție secții de votare și tot ce ține de acolo să fie organizate cu întregi. Pe lângă aceea trebuie să ne ocupăm și de proiecte, că dacă una o lăsăm, nu e în regulă. Deci, dumneavoastră spuneți, practic, că această campanie electorală ține sau este între cele două campanii oficiale, nu? Da. Cei trei ani și patru ani, depinde, corect. Acolo e munca adevărată și, până la urmă, oglinda dumneavoastră și a echipei pe care o aveți. Corect. Nu pot să fac singur nimica. Am o relație foarte bună cu colegii din primărie, o relație bună cu Consiliul Local și o relație extraordinară cu cetățenii. Că de acolo pleacă toate. Dacă, v-am zis, degeaba avem noi viziuni, eu sau echipa de implementare proiecte sau cu cine mai lucrez să facem anumite proiecte și cetățenii trebuie mie, dau exemplu, aeroport la Sălaș sau ce mai știu eu, ce, nu știu ce. Și atunci trebuie văzut cu am oamenii ce ar dori, ce vreau și putem să ne pliem să le implementăm proiectele și pe lângă ce doresc oamenii, ce găsim și noi
ca să putem să ne prindem să luăm finanțare. Că până la urmă, știți cum, e ultimul tren. Probabil după anul 2024 până în 2028 sau 30, cine știe cum se va mai schimba și legislația europeană, mai primim. Îți trage doar pentru proiectele pe care le-ați depus. Cei care au depus, bineînțeles, proiecte în această perioadă, anul trecut și anul acesta, pentru că spuneați că încă mai sunt linii de finanțare pe care puteți să le atacați și proiecte care... cu siguranță, mare parte dintre ele vor fi și implementate și la acest capitol știu că aveți o listă destul de generoasă, să spunem așa, cu proiecte care sunt în, unele dintre ele în execuție, altele sunt pe punctul de a intra în executare și vorbim și de drumuri, că spuneam și la începutul emisiunii cât de importantă este și partea de infrastructură rutieră să fie bine pusă la punct, pentru că aproape toată lumea cred că are o mașină, cel puțin în zilele noastre, și de multe ori cam strângem așa din dinți pe unele drumuri, nu neapărat din județul Hunedoara, că aici din fericire stăm foarte bine comparativ cu multe, multe alte județe din țară, dar încă mai e loc de mai bine, nu? Corect. Cum spuneți și dumneavoastră, cel puțin eu vorbesc de comuna Sălașul de Sus, am avut și am tot sprijinul de la Consiliul Județean prin domnul președinte Laurențiu Nistor, am și un drum județean 667A care îmi trece de la o habă de sub piatră din DN până... Haideți să vedem și câteva imagini până cu sus, parte dintre drumurile din comună. Până sus la Cârnic, deci chiar întreținut, chiar e asfaltat, mai avem o bucată până la Cârnic. Pe lângă acest drum județean, mai am un proiect pe Anghel Salini care săptămâna viitoare o să scoatem la licitație asfaltare, modernizare în străzile Rual, Brâul Mic, Oroie și Peștera. Am mai depus încă unul pe Afir, în care am prins toate bucățile care au rămas neasfaltate din toate satele. Au fost la vizită în teren, sper să intrăm și la finanțare. N-am avut un punctaj strălucit, am avut acolo undeva la 5, 6, 57 de puncte, am fost la a treia serie de depunere, sper să intrăm la finanțare. Păi, deviza mea este că discutam cu consultantul și spunea, domnul primar, dar nu suntem acolo cu 80 de puncte, cu 90. Și am dat exemplu, școala gimnazială de la Sălașul de Sus, că deviez de la un proiect la altul, am primit finanțare prin program operațional regional cu 51 de puncte, cu 49, nu te primeam program, 50 era limita. Și tot așa mi-a zis un consultant, domnul primar, ia că-i bătaie de cap și asta. Dom'le, dacă nu facem și nu depunem, ai șansă zero. Dacă l-ai depus, ai șansă 1%, că ai proiectul și l-ai depus. Și așa am făcut și aici. Haide să-l depunem, haide să vedem cum e, că nu toată lumea face proiectele în regulă, poate uite să pună o hârtie, programul te scoate afară și atunci ajungi până la un moment dat, poate devii eligibil. Dar dacă nu-l depui deloc... Nu, e clar că nu ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Iar din bugetul local, cred că ar fi... Din bugetul local... Imposibil să puteți să faceți ceva. Nu pot, pentru că și la proiectul pe școală și la proiectul pe gaz avem cofinanțările de 2% și la alte proiecte și atunci unele dintre proiecte sunt anumite lucruri, poate consultanța sau poate studii de fezabilitate sau eu mai știu ce, care sunt pe neeligibile. Iar acel 2% poate sună așa, o nimica toată, dar când îl transformăm 2% în... La 36 de milioane de lei cât e gazul, 900 și ceva de mii de lei. Exact. Da. Comuna Sălașul de Sus este și un punct important pe harta turistică a județului Hunedoara și vedem acum în imagini una dintre emblemele comunei pe care o reprezentați, cetatea Mălăiești, care a fost în ultimii ani adusă tot mai mult în atenția hunedorenilor, pentru că am avut și eu surprinderea. Astăzi, pe strada care o vedeți acum, se lucrează la gaz, pe această stradă. intrarea în Mălăiești, exact mai pe strada respectivă se lucrează la gaz. Și am avut surpriza plăcută sau neplăcută, mai bine zis, că mulți dintre hunedoreni nici măcar să nu știe ce e cu cetatea Mălăiești, că avem această cetate. Dar în ultimii ani, așa cum spuneam, ați reușit să o aduceți mult mai mult în atenția hunedorenilor și a românilor și nu numai, pentru că aveți vizitatori și de peste hotare, să spunem așa. Este un beneficiu până la urmă, inclusiv pentru administrația locală, cred, să aveți acest monument în comună. Cetatea a fost implementată în perioada 2010-2014. În 2014 s-au terminat lucrurile, deci o vorbesc de la început, de când a început scrierea proiectului.
deci în administrația respectivă, din care am făcut și o parte, lucram la urbanism atunci. Chiar un lucru foarte bun. La vremea respectivă, ca toți, probabil, din comună, ne gândeam investiție mare, majoră, toată lumea obișnuită, drumuri, apă, canal, investim într-un monument. Ce se va întâmpla pe viitor cu acel monument? E, acel monument, anul trecut, a avut aproape 7.000 de vizitatori taxabili. Adică mă refer în perioada 8-16, de luni până vineri, și duminica, sâmbătă și duminica, de la 10 la 6. În afara orilor, nu au acces în cinta turnului Don John, au acces numai până pe platformă. Deci vă dați seama că și pentru noi, la momentul ăsta e o atracție foarte mare turistică pentru comuna Sălașul de Sus și pentru zonă. Și atunci, pe lângă cetate, am încercat să mai punem în valoare obiectivele care le avem în comuna Sălașul de Sus. Cum ne uităm acum la alee de se urcă spre cetate, vis-a-vis în stânga peste deal este satul Peștera, la 2,5 km. Acolo avem o potecă tematică, făcută acum vreo 3 ani de zile, 4, în asociere cu un ONG, am primit finanțare și am pus în valoare poteca tematică a naturii, cu muzica naturii, cu o vâltoare și cu tot ce ține cu o moară. Între cele două obiective turistice, acum prin PNRR, prin componenta locală, am accesat o pistă de biciclete de vreo 2 km și ceva, face legătura între cele două obiective, adică dacă vii și lași mașina în parcare la Mălăiești și ai o bicicletă, poți să faci trecerea peste deal, faci și sport și vin înapoi sau vii pe partea cealaltă. Mai avem în Peștera, că de-aia spune satul Peștera, e o peșteră, sper să obținem și acolo finanțare de un an de zile, un an jumate, suntem și stațiune turistică de interes local și avem alt statut, sunt alte finanțări prin toate programele și am primit să depunem pentru o finanțare în jur de vreo 1,5 milioane de euro, ceva de genul ăsta, vreau să pun în valoare peștera din satul Peștera. Deci o peșteră care are o povestioare foarte frumoasă, o să o punem la vremea respectivă. E vorba despre niște peștere a lotrilor, că se zice că mai demult acolo cineva a ascuns comori, o bandă de hoți, între ghilimele, sau cum se numeau la nu hoți. Haiduci, da. Și atunci vrem să o punem și aia în valoare, plus că mai avem la intrarea în Sălașul de Sus, avem Curtea Cânezilor Cândreș, e un monument mai mare, un pic ca și suprafață, cu suprafața călare aferentă decât cetatea. Iar faptul că aveți acest statut acum vă ajută să obțineți finanțări pentru a le pune în valoare până la urmă aceste obiective, nu? Cum v-am spus înainte, deci pe regiunea vest suntem cele 5 județe și în județul Hunedoara suntem 5 OAT-uri care avem statut de stațiune turistică de interes local. Și atunci fiecare județ a primit o sumă de bani. Noi, OAT-urile, trebuie fiecare să depunem un proiect, că ne încadrăm într-o anumită sumă, ca să nu fie concurență de proiecte, că așa poți să depui, să iei toată suma, dar fiind colegi, fiecare trebuie să beneficieze, că așa e normal și așa trebuie să lucrezi, indiferent de coloratura politică, pentru că orice edil până la urmă vrea să facă ceva pentru comunitatea lui și pentru cetățenii lui. Exact, iar turiștii și cetățenii nu au coloratură politică majoritate corect. Și atunci ar trebui să conteze mai mult proiectele, indiferent că primarul este PSD, PNL sau orice altă formațiune, face parte din orice altă formațiune politică. Sunt locuri frumoase, locuri care trebuie promovate și știu că aici organizați și diferite evenimente în ultima perioadă, tocmai pentru a pune și mai mult în valoare aceste monumente pe care le aveți aici. Da. Continuați și în acest an? În tot anul. Este Festivalul Narcisurilor în 19 mai, e un festival care la ediția 25-a, început de vreo 25 de ani de pe vechea administrație și continuăm de când am ajuns eu primar, din primul mandat am inițiat pentru cetate, tocmai pentru a o pune în valoare, că vă spuneam, adică degeaba o reabilitez și rămâne acolo, nu are nimeni nicio treabă cu ea, că nu va ști nimeni niciodată ce se întâmplă, am inițiat Festivalul Cetății Medievale Mălăiești. În 6 august, în jurul datei de 6 august, depinde cum pică duminica, în prima duminică din august,
No, și aici, pe lângă Festivalul Cetății Mălești, care este cu muzică medievală și cu toate, cu produse tradiționale și cu tot ce ține, anul trecut am făcut și ziua ei și alte spectacole care au fost, s-au promovat și filme, s-au promovat de toate aici, tot ce a ținut când s-a deschis tronsonul de Via Transilvanica pe județul Hunedoara, cetatea Mălești a fost printr-o conjunctură, cum îi spuneam lui domnul administrator Costel Avram la vremea respectivă, zic, suntem o comună binecuvântată cu oameni binecuvântați, că inițial au vrut să facă deschiderea la Sarmisegetuza Regia. Și m-am trezit cu o săptămână înainte, că m-a contactat ușeriu, TV Ușeriu și cu Costel Avram, ce zici de cetatea Mărești? Eu așteptam de mult asta, dar dacă n-am fost în cărți, până la urmă s-a tras și asul care trebuie. Și atunci s-a făcut deschiderea, promovare, altfel de promovare și prin tot ce facem încercăm să promovăm aceste obiective, să ne promovăm locurile, să promovăm tradițiile și produsele tradiționale. După cum știți, la Sașul de Sus e renumit pentru vii și desălași, care deja a devenit un brand. Toată lumea știe că nou primarul de la Sălaș, prima dată e asocierea Vișli. Exact. Da. No, și atunci... Se dezvoltă și această latură în comuna Sălașul de Sus? Da. Sunt poate, nu știu, puncte gastronomice, pentru că având și turiști mai mulți, poate este important și pentru turiști, dar și pentru locuitorii de aici din zonă. Au avut o mică reținere acum vreun an și ceva, când a început prima dată cu punctele gastronomice. Orice element de noutate dacă înseamnă nu știau reticență în prima fază. Au văzut tot felul de... Trebuia depuse tot felul de acte, făcut dosarul și s-au speriat un pic, pentru că ziceau că e cu ceva regim de restaurant sau ceva de genul ăsta. Am avut o întrunire cu DSV-ul, mulțumesc pe această clară domnul director care a răspuns prezent, a venit cu domnii doctori care sunt la autorizări, ne-a explicat despre ce e vorba cu punctele gastronomice, am adus în sală, am adus producătorii locali, am adus unitățile de cazare care sunt pe raza comunei Sălașul de Sus, le-am explicat despre ce e vorba, am postat pe pagina primărie mesajul care a avut ăsta și am înțeles că de anul acesta au început să-și depună dosare pentru punctele gastronomice, pentru că vă dați seama, la 6.000 de turiști să-ți treacă pragul și... Turiști care caută produse locale, produse naturale, produse care să fie așa, savurate direct din grădină, direct din gospodăria omului. Da, și atunci au început oamenii să-și pregătească dosare, să depună, unul dintre ei am mai discutat, au depus, probabil vor urma și ceilalți, că, cum spuneți dumneavoastră, când e ceva nou, toată lumea o reține, trebuie să vedem ce face vecinul, dacă exact. Cum îi merge lui vecinul și dacă îi merge lui vecinul bine, facem și noi, dacă nu ne băgăm. Dar oamenii aceștia care ne trec pragul, repet încă o dată, trebuie să mănânce undeva, mai ales că dacă vin până la cetate și fac o excursie și la peșterea sau... merg până la Cascada Lolae, alt punct de atracție turistică la Cârnic, unde se intră și în Retezat sau merg mai sus în Retezat, vă dați seama, când se reîntorc, le este foame, normal, și atunci trebuie să mănânce undeva și trebuie oferit produse. Dar se vede și la nivel național sunt foarte multe astfel de puncte gastronomice în locații în care nici măcar nu te aștepți că ai putea să îți cumperi ceva de mâncare, dar care funcționează foarte, foarte bine. Și atunci ar fi păcat să nu facem și noi același corect, lucru, acolo unde se poate, bineînțeles, și unde oamenii au și deschiderea pentru acest lucru. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei emisiuni, mai avem câteva minute și spuneați de Festivalul Narciselor, v-am lăsat să vă încheiați ideea pentru că aveam și imaginile cu cetatea pe ecran, dar nu vă las așa cu una, cu două, pentru că este un festival foarte important cu renume în județul Hunedoara și nu numai, pentru că și aici vin turiști din întreaga țară atunci când câmpurile de aici de la Sălașul sunt pline de narcise, înflorite și e așa un motiv de bucurie și de, nu știu, poate cred că legătura cu locurile este mult mai puternic atunci când ajungem în această zonă. Și spuneați că urmează festivalul cât de curând? În 19 mai. Cam se organizează cam a treia duminică din mai. Atunci este apogeul de înflorire la narcise, în jurul datei de 19 mai. Acum, cu mici excepții, au fost ani când au înflorit mai repede, a fost mai cald,
propice sau au fost ani când am florit mai târziu, că a fost rece și s-au dus către sfârșitul lunii mai, dar cam acolo e perioada 15-20 mai să înflorească. Cum spuneți dumneavoastră, ne calcă pragul, cetățeni din România, cetățeni din afară, vin pentru prima dată, rămân uimiți, n-au văzut așa ceva, câmpuri întregi de narcise. E o binecuvântare, se zice că i-a adus cineva din Olanda odată și le-a plantat acolo, dar vedeți dumneavoastră, ca și în grădină, trebuie să ai și solul ca să facă așa ceva. Ei, au rezistat peste timp, înfloresc în fiecare an. Este o rezervație naturală. Nu a intervenit prea mult omul, să spunem, și nu intervine aici pentru a le îngriji, pentru a le săpa sau mai știu eu alte astfel de lucruri pe care suntem obișnuiți să le facem când avem în propria grădină, să spunem, astfel de flori. Aici nu. Aici totul este așa lăsat de la bunul Dumnezeu și noi trebuie doar să avem grijă de ceea ce natura ne oferă. Așa e. Referitor la narcisă, vreau să vă spun, deci dacă ați scoate o narcisă din poiană, asta au făcut-o sigur locuitorii din comune cu ceva timp în urmă, că de acolo știu și eu, și-au dus-o în grădina proprie, bulbu, cum se plantează narcisele, deci în grădină nu se moare, în următorul an nu mai înflorește, nu rezistă. Deci și terenul propice și tot ce ține acolo în zona respectivă, în altă parte nu înfloresc. Deci, indiferent unde le muți, dacă nu, cum spunea, dacă nu rezistă, dacă nu ieși solul de asemenea natură, nu înfloresc. Au fost foarte multe discuții cu privire la faptul că avem sau nu avem voie să plecăm și acasă cu câteva fire de narcise. Normal nu. Da, normal, vă dați seama că ne vizitează, mai ales când se apropie ziua de 19 mai, toată lumea știe, înfloresc narcisele, vin oameni din toate părțile, se culeg narcise, toată lumea zice o să dispară la un moment dat. N-au dispărut. Ci sunt acolo de câți ani? De ani de zile, de sute de ani de zile sunt acolo. Deci n-au dispărut. Acum probabil e o floare ca și în grădină, ca și la un trandafir probabil, sau ca și la o narcisă de grădină, azi că se culege, se pune în vază, ce în pământ, bulbul nu dispare. Acolo este problema, să nu intervii asupra solului, să ari, să dai cu erbicide, să faci anumite lucruri. Nici animalele nu le mănâncă, le rup cu picioarele. Deci animalele nu le mănâncă, probabil au un gust aparte față de iarbă. Deci anume s-a urmărit chestia asta, se vede dacă vaca sau oaia mănâncă narcisa, nu mănâncă, dar trecând se rupe. Deci e ceva aparte. Acum îi așteptați pe toți, nu la festival? În 19 mai și pe dumneavoastră și pe această cale invit pe toată lumea să vină la Sălașul de Sus, că nu știe ce pierde dacă nu vine acolo. Cu siguranță vom fi și noi acolo și dumneavoastră, mare parte de fapt dintre cei care ne urmăriți, cunoașteți, cred, deja acest festival și veți fi acolo în 19 mai. Domnule primar, așa, o ultimă întrebare, pentru că mai avem, cred că, un minut din această emisiune. Cum vedeți dumneavoastră Comuna Sălașul de Sus peste 10-15 ani, să spunem? Eu zic că va fi mult mai sus, când zic mult mai sus, mă refer că mult mai cunoscută și în țară și peste hotare, deoarece zona noastră a fost o zonă industrializată, majoritatea cetățenilor au fost obișnuiți cu să lucreze la o firmă. Dispărând firmele, toată lumea s-a reorientat. Unde ne reorientăm? Noi avem potențial mare turistic în zonă. Și de aceea mă zbat pentru toate că odată să creez infrastructura, să atragem turiști în zonă și pe lângă turiști să atragem cetățeni care au început să vină să cumpere terenuri în zonă, să-și construiască case de vacanță sau chiar să se stabilească acolo, să devină cetățeni ai comunei Sălașul de Sus. Și eu zic că peste 10 ani de zile, dacă lucrurile funcționează așa cum avem noi strategia de dezvoltare a comunei și cum vedem lucrurile pe partea cu turism, eu zic că vom ajunge departe. Eu așa o văd, că de aceea ne-am și pus în plan să facem pe parte de turism cât mai multe investiții și cât mai multe promovări ca să atragem turiștii. Așa că peste 10 ani să fim sănătoși și să ne vedem cu bine acolo la Sălaș, o să fie altă față a Sălașului, cu turiști probabil pe toate ulițele satului, de nu știi care e cetățean și care e turist și ceva de genul acesta.
Ce vreau să mai transmit pe această cale, că spuneați că e ultimul minut și probabil e ultima intervenție, vreau să transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor din comuna Sălașul de Sus, mâine este o moarte, este ziua dumneavoastră, să vă transmit la mulți ani și o primăvară binecuvântată de Dumnezeu, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine ori de câte ori avem ocazia. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune, să aveți mult succes cu toate proiectele pe care le aveți acum în derulare, dar și cele pe care urmează să le implementați și vă mai așteptăm aici la noi cu noutăți. Vă mulțumesc mult, vă aștept și eu la Sălaș, studioul să-l transpunem la Sălaș. Să-l mutăm la Sălaș, în Poiana cu Narcise sau la Cetate, să facem o emisiune acolo. Cu drag, vom fi acolo ori de câte ori ne veți chema la dumneavoastră acasă, cum se spune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!